Bun găsit, felicitări. Cum a fost astăzi la debut? Bună seara, în primul rând. Mă bucur că am câștigat, că au ajuns cele 3 puncte la noi. A fost un meci, o l-așteptam mai dificil, dar Dinamo încă nu și-a intrat în ritm și ne bucurăm pentru cele 3 puncte. Tu? Și eu mă bucur că am revenit. Ușor, ușor o să-mi intru și eu în ritm cu băieții. Am avut o perioadă mai dificilă, am trecut printr-o accidentare, dar mi-a revenit și asta e cel mai important. Luăm pas cu pas și aștept să dau cât mai mult la următorul meci. Spunea Sorin Cârțu, el te-a sfătuit încă de când te-a văzut să joci acolo, în mijlocul terenului, acolo te simți și tu cel mai bine, bănesc. Da, am jucat cu dumnealui când a antrenat la Politehnica Iași. Și am și jucat cu el în mijlocaș la închidere, da, într-adevăr. Spune-ne cum a fost perioada pentru tine petrecută la FCSB și dacă ți-a fost greu să-ți revii, eu știu, Nu. Am avut o perioadă frumoasă, băieți, au fost super, super frumos. Antrenorii cu care am lucrat, ce s-a întâmplat, pentru mine a fost un... au rămas așa cu un semn de întrebare. Nu, n-a fost doar strict fotbalistic și... Asta nu m-a dobărât, nici nu m-a lăsat așa să curgă. Deci nu ești un fotbalist care să sufere vreun fel de... Nu. Eu mă bucur că am ajuns la universitatea și asta e cel mai important lucru pentru. Dar poți să ne spui care e semnul ăla de întrebare, să nu o lăsăm așa? Dar nu cred că a fost strict legat de fotbal. Asta e singura mea părere. Dar nu am nimic cu nimeni de acolo, chiar le mulțumesc tuturor, domnului Gigi, domnului Meme, antrenorilor, nu am nimic cu nimeni. Ce te-a convins să vii aici la universitate? Păi e simplu. Ați văzut și dumneavoastră la meci. Deci suporterii? Universitatea, stadionul, suporterii, echipa, ambițiile echipei. Asta e cel mai important pentru mine când echipa luptă pentru un trofeu. Asta vreau să te întreb. Simți că are forța Universitatea Craiova să câștige titlul anul acesta și odată cu venirea lui Laurențiu Reghecam și cu ce ai întâlnit aici? Da, important e să luăm fiecare meci în parte. E cel mai important să aducem puncte acasă și vom trage linii la final. Dar obiectivul e acolo sus. Și în plan personal, care ar fi obiectivele tale? La fel, meci de meci, să-mi intru în formă și să-mi ajute echipa cât poate de mult. Mulțumim!